În ultimii ani se vorbește tot mai mult despre detoxifiere și au și apărut tot felul de scheme care ne promit rezultate de excepție prin detoxifierea sângelui, ficatului sau a limfei. Însă, puțin sunt cei care se gândesc la intestine, locul de unde pornește o sursă importantă de toxine. Deci, deparazitarea este foarte importantă atât la copii cât și la adulți. Paraziții, majoritatea, se cantonează în mucoasa intestinală și de acolo generează multe toxine. De aici împiedică procesele de digestie și absorpție de la nivelul intestinelor. Deci, orice detoxifiere ar trebui începută cu o deparazitare. Și aici, important, de cele mai multe ori ne pare că ne alimentăm bine, sănătos, luăm și suplimente, dar niciun efect, starea de bine nu vine și asta din motiv că acestea nu se asimilează complet, pentru că le împărțim cu grădina zoologică, cum zice fiul meu, pe care o găzduim și datorită alimentației neadecvată o ajutăm să crească. Țin să remarc că dacă am face toate analizele specializate la fiecare din grupele paraziților, cred că cu siguranță am găsit cam toate tipurile de viermi intestinali, atât helminți cât și protozoarele, în cantități diferite. Și asta este normal, aceștia își au rolul lor în organismul nostru, atâta timp cât una din coloniile prezente nu se dezvoltă mai mult decât trebuie și dăunează organismului nostru. Deci, ce sunt paraziți intestinali? Aceștia sunt specii vii care trăiesc în interiorul unui organism viu, hrănindu-se cu substanțele nutritive ale acestuia. Acești paraziți ajung în interiorul corpului pe calea aerului, apei sau prin mâncare, iar pentru a se multiplica, paraziții intestinali se hrănesc atât cu substanțele nutritive din alimentele consumate, cât și cu mucoasa zonei unde se stabilesc. Cu toate că se pot stabili oriunde în corpul uman, intestinul constituie mediul ideal pentru dezvoltarea și multiplicarea paraziților. Există peste 1000 de paraziți intestinali care trăiesc în corpul uman, unii au dimensiuni foarte mici, microscopice, iar alții pot fi observați cu ochiul liber. Paraziții intestinali eliberează toxine în sânge, reducând rezistența organismului în lupta cu afecțiunile. Astfel, aceștia nu numai că provoacă afecțiuni, dar agravează și afecțiunile deja existente. Deci, cu aceștia trebuie să ne luptăm în cazul în care dăunează. Tratamentul evident este de două tipuri, medicamentos și naturist. Sunt pentru tratamentul medicamentos doar în cazul în care persoana este invadată grav și îi pune în pericol sănătatea și trebuie tratată rapid problema. Indicația medicamentelor se face strict de medic, conform rezultatelor analizelor și tipului de vierme găsit, pentru că, de fapt, aceste medicamente pot fi și periculoase și se recomandă în paralel cu vitamine și preparate hepatoprotectoare, pentru că acestea, de cele mai multe ori, provoacă paralizia viermilor și moartea lor. Iar aceasta poate fi o problemă și mai mare decât viermii vii, pentru că acum ei intoxică și mai mult organismul nostru. Așadar, tratamentul medicamentos are și avantaje și dezavantaje. Nu mai vorbesc de contraindicații și reacții adverse. În celelalte cazuri sunt pentru tratamentul naturist, pe care îl folosesc atât eu cât și copiii mei, ce ține de paraziții intestinali, am mai multe metode pe care le-am încercat. O parte le-am auzit de la mama, o parte din cartea Speranței Anton, Incursiune în medicina naturistă, în paginile capitolului Aparatul digestiv, și o parte mi l-a recomandat chiar pediatrul copiilor mei. Având în vedere că am doi copii, un băiețel de 7 ani și o fetiță de 5 ani, evident, aceștia merg la grădinițe. La școală mai mănâncă cu mâinile nespălate, cât de mult nu aș încerca să verific. Aceștia oricum au de unde lua paraziți și tot ce vă doriți. Trebuie să recunosc că am încercat pastiluțele și siropurile din farmacii, dar rezultatele nu mă mulțumeau, cu toate că făceam exact așa cum îmi indica medicul, inclusiv cu repetarea cursului peste 2 săptămâni sau individual în funcție de produsul folosit. După medicamente, nu mă mulțumea de fapt starea copiilor imediat după. Apărea o stare de slăbiciune, somnolență, erau palizi, nu prea aveau poftă de mâncare. Pentru mine acesta era un semn că trebuie să încerc altă metodă, pentru că de obicei, după această procedură, trebuia să urmăm hepatoprotectoare, bifidobacterii și multe alte produse ca să ieșim din starea în care eram. În fine, prima rețetă pe care vă recomand și am încercat-o și a fost și efectivă, este vorba de o compoziție din 5 poziții, din 5 plante. Este vorba de pelin, vetrice sau tansi, așa am găsit-o pe net în rusă, se numește pijmă, cuișoare, este un condiment, semințe de in, semințe de mărar. Acum pe scurt beneficiile fiecărui produs, pelinul și vetricea. Substanțele active ale acestor plante conferă acțiune antihelmintică, hipotensivă, antiinflamatoare,
antispasmotică, stimulentă și tonică. Mai clar, au rol să omoare paraziții. Semințele de in au un conținut bogat în fibre solubile și au scopul de a elimina toate rezidurile formate sau, mai corect, a scoate paraziții morți din organism. Condimentul cuișoare au rolul de a omorî ouăle de paraziți. Ce ține de semințele de mărar, acestea ajută la funcționarea normală a digestiei, reduc spasmele care apar la nivelul tractului digestiv și ne vor ajuta să ne recuperăm și să ne curățim. Pentru început, cu ajutorul unui aparat electric, care îl folosim la măcinarea cafelei sau facem zahăr tos, avem grijă să mărunțim bine toate ierburile, inclusiv și cuișoarele. Ce ține de semințele de in, le măcinăm și pe ele, dar asta fac în fiecare zi, înainte de folosire, pentru a păstra toate substanțele nutritive din produs. Dacă o lăsăm măcinată mai mult de 12 ore, ea nu mai este atât de sănătoasă. Pentru combinația din plante, pentru o porție avem nevoie de o linguriță de pelin, o linguriță de vetrice sau tansi, o linguriță de semințe de in, o linguriță de semințe de mărar și 2-3 bucăți mici de cuișoare. Mărunțim totul în aparatul electric pentru măcinat cafea. După care, masa primită o bem, spun eu ca pe o pastilă, o punem în lingură, după care continuăm cu apă. Procedura o repetăm 10 zile, de 3 ori pe zi, cu 40 de minute înainte de masă. Dimineața, pe stomacul gol. Aceasta este rețeta numărul 1, care o folosesc eu și mai mulți cunoscuți, care are 100% efect. Ce ține de copii, am încercat o perioadă să-i conving, dar nu am reușit și atunci am înțeles că trebuie să caut o alternativă mai ușoară. Am încercat și varianta din Cartea Speranței, unde 250 de grame de semințe de dovleac le zdrobim prin mașina de tocat carne sau un blender, adăugăm iere de albine și după 2 ore le dați câte o lingură de ulei de răcin. Procedura o repetați 4 zile. Rezultat este, dar mai greu este să-i convingeți și pe copii. La prima cură am reușit să-i conving, dar la a doua nu mi-a reușit. Apoi am încercat o cană cu lapte fierbinte peste o căpățână cu usturoi pisat, mujdei, și se lasă la macerat seara, iar dimineața se ia pe stomacul gol, timp de 6 zile. A fost ok, această variantă copiii au băut-o, nu cu multă plăcere, evident, dar am observat imediat după că s-a îmbunătățit apetitul de mâncare și nu mai tușea înainte de culcare, era o tusă uscată, ușoară, de parcă amintea alergie, după care, din discuția cu medicul nostru, am înțeles că acesta la fel este un simptom al invaziei cu paraziți. După lungi căutări și consultări cu medicii naturiști, am găsit capsule care au în compoziție pau dark, nuc negru și capsulele care au aceeași compoziție descrisă în rețeta de mai sus, doar că în doză mai mică, cred că destul de potrivită pentru copii. Copiilor le dau de 3 ori pe zi înainte de masă câte o capsulă timp de 3 luni, pentru că doar așa putem scăpa de paraziți cu adevărat, pentru că de obicei aceștia la fiecare 2 săptămâni fac din nou ouă și se înmulțesc, plus că fiecare parazit are timpul lui individual de dezvoltare. Apropo, medicul naturist mi-a recomandat această perioadă. De rezultat sunt foarte mulțumită. Deci, să fac un cuprins, din tot ce a încercat familia mea, aș recomanda prima rețetă pentru adulți și capsulele cu plante pentru copii. Țin să remarc că, indiferent ce fel de rețete ați alege, toată familia trebuie să urmeze cura. Eu vreau să vă mulțumesc pentru timpul acordat. Dacă v-a plăcut și ați găsit măcar un gând interesant, atunci v-aș ruga să vă abonați la acest canal. Eu vă doresc sănătate și numai bine!